am revenit astăzi cu un nou clip. O să încep o nouă serie pe canalul meu. Este vorba despre ce ar trebui să facem și să nu facem atunci când. Și de aici continuăm. Astăzi vorbim despre sprâncene, deci ce ar trebui să facem și să nu facem atunci când ne conturăm sprâncenele. Vor urma mai multe din această serie, vom vorbi despre ce ar trebui să facem și să nu facem atunci când ne aplicăm fondul de ten, când ne aplicăm fardurile, când facem conturul feței și mult mai multe. Așa că am lucrat foarte mult la acest clip. Este primul din România, nu am mai văzut făcut nici așa ceva la noi. Doar am mai văzut greșeli în machiaj, dar în niciun caz să se ia separat fiecare și să se explice și să se demonstreze. Așa că vă rog să-i dați un like pentru a vedea mai multe și urmăriți în continuare pentru a afla toate greșelile pe care nu ar trebui să le facem atunci când ne conturăm sprâncenele. Vă pup! Primul lucru pe care ar trebui să nu îl faci atunci când îți conturezi sprâncenele este să nu alegi o nuanță prea închisă pentru sprâncenele tale. Trebuie să potrivești nuanța pe care o alegi cu nuanța părului tău și nu cu nuanța părului din sprânceană. Pentru că poți fi vopsită blondă, iar părul din sprânceană poate fi brunet și să alegi o nuanță prea închisă și va fi un contrast foarte mare între sprâncenele tale și părul tău și nu va arăta bine. Acest lucru se întâmplă foarte frecvent la brunete, deoarece tind să își aleagă o nuanță de negru, de exemplu pentru a-și contura sprâncenele, iar acest lucru ne poate aspri foarte tare trăsăturile. Această greșeală am făcut-o și eu înainte și o mai fac și acum uneori. Însă am învățat să-mi aleg nuanța în mod corect. O altă greșeală frecventă atunci când ne conturăm sprâncenele este să umplem excesiv această parte de început a sprâncenii. Ceea ce ar trebui să facem este să creăm un gradient, sprânceana să fie cât mai deschisă la început și să devină tot mai închisă pe parcurs ce ajungem spre codiță. O a treia greșeală este să ne conturăm sprâncenele excesiv, adică să trasăm un contur prea depărtat de forma noastră naturală a sprâncenii. Sprânceana nu va mai arăta natural și va avea un aspect foarte fake. Ceea ce ar trebui să facem este să respectăm liniile naturale ale sprâncenei și să nu le depășim foarte mult. A patra greșeală se referă la modul în care corectăm sprânceana. Putem folosi o nuanță mai deschisă în zona de sub sprânceană, însă să nu folosim niciodată nuanță mai deschisă deasupra sprâncenei. Ceea ce ar trebui să facem este să folosim o nuanță apropiată de culoarea pielii noastre în zona de deasupra sprâncenei, iar în zona de dedesubt să iluminăm cu o nuanță mai deschisă sau două nuanțe mai deschise, depinde după cum doriți voi. O a cincea greșeală este să pieptănăm sprâncenele în jos atunci când le conturăm. Acum, acesta este cumva relativ, depinde de fiecare. Eu, de exemplu, prefer să mi le pieptăn în sus, pentru că mi se pare că văd mai bine liniile naturale ale sprâncenei și că nu o să trec foarte mult de acestea. Atunci când le pieptăm în jos, mi se pare că nu am o idee de cum aș vrea să arate sprânceana. Deci, rămâne la preferințele voastre. Un alt lucru pe care nu ar trebui să-l facem atunci când ne conturăm sprâncenele. În cazul în care vrem să le prelungim puțin, să nu tragem din partea aceasta în jos, pentru că acesta va coborâ și ochiul și nu va fi un aspect frumos. Tot ceea ce trebuie să faci este să continui linia ta naturală a sprâncenei, după cum am spus, pentru a avea un aspect cât mai natural și cât mai frumos și cât mai aproape de realitate. Și acesta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați canalului meu, să dați un thumbs up acestui clip pentru a vedea mai multe din această serie, să mă urmăriți pe rețelele de socializare, link-uri în descriere și ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!